Cristul, fiind o fire sensibilă, în permanență simte necesitatea de a avea în preajmă un om de suflet. Cineva care să-l înțeleagă, să-l ajute, să-l inspire, să-i simtă vibrațiile și frământările sufletești. Întors acasă după orele de muncă, Vasile Iobu este întâmpinat cu toată dragostea și căldura sufletului de doamna Maria Strătilă Iobu, soția maestrului. La această sărbătoare de suflet, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru maestrul Vasile Iobu. O rugăm să se ridice în scenă. Vreau și eu să, în această seară, să-i doresc scumpul meu soț succes, sănătate, fericire. Și vreau ca acasă noastră să nu ne părăsească pâinea și cântecul care vă urmă atât de mult. Vreau să fac și eu astăzi o surpriză, dacă îmi permiteți. Maestrul Vasile Iobu are și soția lui dragă, Maria Strătilă Iobu. De aceea m-a rugat Maria să anunț că este un aicop din toată dragostea pentru maestru. Este pâinea, urmează cântecul. Cântă Maria Strătilă Iobu. Voi știți potecile mele și tu iar vedem acasă, știi de ce mă duc de acasă. Mică frunză ruginie, o suflă vânt pe glie, dar tu inima pustie. Că nu e bine drumul viața fără.
își liniștea. Apostolul Doamne, într-adevăr, cu adevărat, iubirea sa